Peste 100 de polițiști, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești, au descins azi dimineață la 18 locații în mai multe localități. Oamenii legii au descins la grupurile specializate în furtul de produs petrolier din conducte sau din depozite. 28 de persoane au fost aduse la audieri, iar oamenii legii au ridicat produse petroliere, recipiente și dispozitive folosite la comiterea infracțiunilor. Polițiștii au indisponibilizat aproximativ 2000 litri de produs petrolier, 3 autovehicule, suma de 10.000 de lei, 2 șaniere și 150 de recipiente din plastic, din care 2 cu o capacitate de 1000 litri fiecare, creând un prejudiciu de peste 100.000 de lei. În context, compania britanică Petrofac Țicleni, care exploatează petrol în zonă, a anunțat că va pleca din România, printre cauze numărându-se și anumite pierderi înregistrate. Deja firma Petrofac și OMV-ul au semnat contracte cu firme de pază, dar românul are, printre alte veleități care le are, este să descurcă foarte bine și în orice fel de domeniu, inclusiv în al furatului. Acțiunea a beneficiat de suport de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.